vă pot face o sugestie la Cenaclu Virgil Birou, în anii au existat și alți meseriași artiști, fenomen pe care Virgil Birou l-a sesizat foarte bine. Când eu eram tânăr, cel mai priceput zugrav din Anina era Belanski, care am înțeles de la Stesca, el că a venit acum vreo 4-5 ani. Zugravă subțire. Dintr-o întâmplare, tatăl meu fiind maestru unde a lucrat Belanski, s-au păstrat la toate mutările familiei noastre două tablouri de Belanski. Sunt convins că în Anina unul este acest băiat cu mai ridicați și unul este Buhuiu, pe care sper că îl vom vedea. Ei, această preocupare, eu am terminat, era, cred că ar putea fi exploatată de Cenaclu Virgil Birou din Anina pentru a descoperi și alte preocupări la muncitorii de diverse profesii din Anina. Vă mulțumesc și mă scuzați că am...